Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canalul meu. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să gătesc și o să fac musaca cu cartofi și carne. Musacaua noastră clasică. Haideți împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie mie pentru a-mi duce la bun sfârșit această idee pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele care îmi trebuie mie pentru astăzi, și anume cartofi, carne măcinată, două cepe, câțiva căței de usturoi și un morcov, bulion, pătrunjel, sare, piper și cimbru. Și bineînțeles uleiul pentru prăjit, pentru prăjit cartofii, pentru călit carnea cu ceapa împreună. Dragii mei, mă apuc să prăjesc cartofii și să călesc în același timp ceapa cu carnea, cu totul. O să încep prin a pune ulei. O să pun ulei de floarea soarelui. Aici o să prăjesc cartofii, iar aici o să gătesc carnea. Pun sare. Și aici o să pun carnea. Și o să le las ușor la prăjit. Primii cartofi aproape sunt gata. Între timp am tocat ceapa și usturoiul și o să pun aici. O să iau cartofii. O să pun o altă tură de cartofi. Un pic de sare. O să pun un pic de sare și aici. O să pun și morcovul. O să pun piper. Cimbru. Acum o să pun și bulionul. S-a călit îndeajuns ceapa cu carnea și legumele. Iar aici, așa cum știți, cum v-am obișnuit, eu pun un pic de bicarbonat. Uitați, foarte, foarte puțin. Pentru că, v-am spus, nu suport aciditatea din roșii. Când folosesc bulion sau roșii în bulion, eu nu pun niciodată zahăr. Pun un vârf mic de cuțit de bicarbonat și am rezolvat problema. Gata, dragii mei, și ultima rundă de cartofi am pus-o la prăjit. Aici, aproape că s-a terminat de gătit, o să-i sting focul foarte, foarte curând. Sting focul și o să pun pătrunjel. O să o las deocamdată așa până când termin și ultimii cartofi și o să încep, v-am spus, să compun această musaca, să pun totul în tavă. Dragii mei, o să încep să montez musacaua mea și o să pun primul strat de cartofi. Pun carne. Și acum vin cu al doilea strat de cartofi. Pun și ultimul strat de carne. Pe deasupra o să bat un ou cu 200 de grame de smântână de gătit. Puțină sare și puțin piper. Gata, dragii mei, am terminat. O să-l bag la cuptor la 170 de grade pentru 40-45 de minute. Ne vedem peste puțin timp.
Gata, dragii mei. Musacaua mea e gata. Acum o să o las, așa arată. Acum o să o las să se răcească un pic, după care o voi porționa și o să vă arăt cum arată în farfurie. Eu am terminat de făcut mâncarea pe ziua de astăzi. Am făcut musaca cu cartofi și carne. Musacaua noastră clasică. Pot să vă spun că a ieșit extraordinar de bună. Deja am gustat-o să văd cum este și este nemaipomenit de bună. Dragii mei, așa cum spun deseori, o nouă zi, o altă idee. Sper că v-a plăcut și videoul de astăzi. Sper. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canalul meu. Cei care nu s-au abonat, îi rog din suflet să o facă, pentru că în felul acesta mă pot ajuta să merg mai departe, cum bine știți. Acum însă vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămâneți buni!